Брашов, 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 Брашов. Bon. Deja plouă. Îmi place când plouă, dar nu trebuie să plouă în exces. Când vreau să vă povestesc despre Brașov, de fiecare dată voi avea emoții. Să merg prin locurile astea îmi face o mare plăcere. Cred că de aici mă pot încărca. Suntem la Brașov, liceul meu, Andrei Șaguna. Uite ce frumos e. O să-ți plouă. Andrei Șaguna, ce mai faci? Ești bine, sănătos? Plouă în Brașov astăzi. Cred că e o stare naturală a Brașovului să plouă. Ăsta e un cadru perfect. Iertați-mi părul, dar e puțin ud. Asta e, în Brașov plouă. V-ați săturat de ploaie. Un fost elev plouat, rău plouat. În această clădire a avut loc, la 27 februarie, 11 martie 1882, primul spectacol cu operetă românească Crai Nou pe versuri de Vasile Alexandrei sub bacheta autorului, compozitorului, patriot Ciprian Porumbescu. Am fost promoția 134 și am terminat în clasa 12-a E. Tuturor din a 12-a E, vă sărut din ploaie, din Brașov, și sper să ne revedem cât de curând. Mie cam dor de voi, sincer. M-am hotărât să filmez. Am hotărât să... Cum? Am lumina bună pe față. Ai perfectă lumina, părinte dragă. Și poza, atenție, și vine și poza. Bănesc că toți colegii mei și-aduc aminte de amintirile astea și de-aia le-am spus de fiecare dată. Nu trebuie să ne întâlnim la 20 de ani, la 30 de ani, la 25 de ani, numai la jubilee de genul ăsta. Trebuie să ne trim la 27 de ani, 28 de ani, 29 de ani. Fiecare an nu trebuie să lăsăm niciun an să treacă fără să ne bucurăm de amintirile noastre. Plouă. Dar mi-mi place când plouă. Plouă cu amintire astăzi la Brașov. Când ești la Șaguna, beneficiezi de toate. Beneficiezi în dreapta de poarta Ecaterinei. Beneficiezi de poarta Schei din spatele meu. Se spune că toți cei care s-au născut în amont de poarta Ecaterinei, e bine, sunt scheieni, adică subsemnatul. Beneficiezi de frumoasa tâmpa și de pădurea ei, beneficiezi de Andrei Șaguna. Toate sunt exact în jurul tău. N-ai cum să scapi de ele. Astfel, cât un elev de la Andrei Șaguna iese sănătos, iese cultivat, își iubește orașul, țara și istoria. Cel puțin așa sunt eu. Unul dintre motivele pentru care sunt astăzi în Brașov este liceul Andrei Mureșanu. Aici am făcut primii 8 ani. De acasă până la liceul Andrei Șaguna făceam 5 minute. Dar tot de acasă, care se afla exact în Șchei, Piața Pântului, până la liceul Andrei Mureșanu făceam 3 minute. Și încet, încet, cu ghiozdanul în spate, plin de cărți grele, ajungeam la liceul Andrei Mureșanu. Vedeți primele 4 geamuri de sus? Acolo mi s-a întâmplat. 4 ani de zile. Cu siguranță toți colegii mei își aduc aminte de profesoara noastră dragă, doamna învățătoare Obaciu. Primele 4 geamuri erau ale noastre. Văd că e și deschis. Am bafta asta? Am. Am și bafta asta. O, Dumnezeule. Aici cred că am sărutat prima fată și în același timp, tot aici, am avut și prima bătaie cu un coleg. Toate în acest spațiu, curtea școlii. Aceasta este prima parte, școala primară, și sus este gimnaziul. Aici avem lacăt. Bine, și pentru că ne aflăm aici, trebuie să vă spun și motivația acestui fapt. Anul acesta am sărbătorit 30 de ani. N-aș fi vrut să vă dau acest anunț în fața unei porți închise, dar iată-i pe colegii mei frumoși. Iată pe cei alături de care am sărbătorit 30 de ani
de când am terminat clasa 8-a. Uitați-vă pe fețele lor. Merită să-i vedeți. Astăzi se plinesc 30 de ani de la terminarea gimnaziului, adică a primelor 8 clase. Astfel încât astăzi este o zi specială pentru mine, o să mă întâlnesc cu oameni pe care nu i-am văzut de 30 de ani. Am emoții, va prima astăzi emoția. Toată lumea e gata! Toată lumea e gata! Hai băi la poză, hai! Hai, toată lumea e gata! Domnul, ești gata? Sunt gata pentru tine. Hai, gata, nu se poate! Hai. Bravo, atenție! 30 de ani, Liceul Pedagogic Brașov. Vlad, Anca, mă bucur tare mult că suntem împreună. Și eu mă bucur. Spre viitor. O, așa e bine, așa e bine. În trecut. Minunat. V-am pupat. Și noi. E ziua ta, iubito, și date ziua ta. Un trandafir aș vrea să-ți dau. Deci bărbații s-au deoparte și se par florile. Astea o tradiție. Uitați-mă, vă văd așa singurii că... Păi am o floare, nu sunt singurii. Am cer scuze. Și eu sunt singurii. Vine la companie. Dacă vreau să zic uitați că am un șef, eu zic. Voi derbedeilor. Derbedeii de la balcon. Voi derbedeilor. S-a inversat în scena balconului. Noi ce derbedeii. Voi că dacă aveam... Nu mă lăsați să o scârnesc pe fata asta, că vă pune la punct. Mulți ani trăiască, I love you too! I love you! Cam asta a fost istoria de astăzi. Aș vrea să fac o încheiere, dar mi-e greu să mă desprind de liceu. Gata, asta a fost. Acum, nu știu, mi s-a făcut puțin foame. Mâncăm ceva? Știți vreun restaurant în Brașov? Las că le știu eu. Ciao! Aceeași Andrei, aceeași stradă și același brașovean. Tuturor care au fost alături de noi, tuturor profesorilor, tuturor colegilor noștri, tuturor celor care ne-au ajutat să ne facem mari, frumoși, o caldă salutare. Subscribe! Lumea întreagă se oprește în loc, timpul întors ca o carte de joc, trece azi, trece mai.